De astăzi, Comuna Sâmbăta de Sus, cât și stațiunea climaterică Sâmbăta de Sus, este în carantină până în ziua de Sfântul Andrei. Oamenii pot intra în comună sau pot ieși doar pentru motive justificate. Carantina se instituie pentru o perioadă de 14 zile. După expirarea acestei zile, ultima zi de carantină este 30 noiembrie, situația va fi reanalizată pentru a vedea dacă măsura va fi prelungită sau nu. Decizia de instituire a carantinei a fost luată după ce în comună incidența infectărilor cu nou coronavirus a ajuns în 15 noiembrie la 12,65 de cazuri la 1000 de locuitori. Potrivit ordinului emis de departamentul pentru situații de urgență, toate persoanele cu domiciliu, reședință ori adresa declarată în zona carantinată vor fi introduse într-o bază de date specială. De asemenea, va fi limitată circulația persoanelor, iar Direcția de Sănătate Publică Brașov va analiza oportunitatea testării și a prioritizării de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică sau către Ministerul Sănătății. Totodată, autoritățile locale și Inspectoratul de Poliție Județean Brașov vor stabili și comunica rutele ocolitoare și căile de circulație prin care se poate tranzita comuna. Zona carantinată poate fi tranzitată, însă este interzisă oprirea. În perioada carantinei rămâne obligatorie masca de protecție pentru toate spațiile publice închise sau deschise. În perioada carantinei vor fi interzise evenimentele private în spații închise și deschise. Restaurantele, cafenelele sau barurile vor putea vinde preparate doar la pachet sau le vor putea livra la domiciliu. Unitățile de cazare vor putea găzdui numai persoane care efectuează deplasări în interes de serviciu. Slujbele religioase vor fi permise doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă personalul bisericesc. Totuși, credincioșii vor putea intra în biserică pentru rugăciune individuală, condiția fiind ca fiecare persoană să aibă la dispoziție minim 4 metri pătrați și să fie la o distanță de minim 2 metri de un alt credincios. În spațiile interioare se pot organiza slujbe de mormântare, cununii religioase sau botezuri cu participarea maxim 16 persoane. La cununiile civile oficiate în aer liber vor putea participa maxim 20 de persoane, iar la cele în spații închise cel mult 8 persoane. Mai multe detalii despre condițiile de carantinare în Sâmbăta de Sus puteți găsi pe site-ul televiziunii Făgăraș www.tvfăgăraș.ro.